Bună ziua, dragi prieteni. Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Subiectul de azi nu a fost programat deloc. Acesta apare spontan la solicitările dumneavoastră. În ultima perioadă am primit multe fotografii din partea dumneavoastră în care mi-ați arătat cu ce problemă vă confruntați și de la sfârșitul aprilie până în ziua de azi am primit destule fotografii și anume este vorba de rugina Cepei, a usturoiului și a prazului. Despre această boală vom vorbi astăzi. Am să vă spun de ce patogen este provocată aceasta, cum se manifestă, cum ne putem proteja culturile împotriva apariției acestei boli și cum putem să ne tratăm culturile dacă acestea deja au semne de boală. Despre toate aceste lucruri vorbim acum. Între timp, puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Rugina cepei a prazului și a usturoiului este provocată de o ciupercă patogenă care se numește Pucinia alii. Ea atacă doar aceste culturi care fac parte din această familie alium. Și este partea bună, că ea nu este interesată de alte culturi. Nu se răspândește și la alte culturi, dar partea proastă este că această boală se poate răspândi la kilometri distanță, adică sporii aceste ciuperci pot fi, pot fi duși la kilometri distanță și este de ajuns ca cineva în, la, nu știu, două, trei străzi mai încolo are această problemă și a bătut vântul și vântul a adus sporii acestei ciuperci la dumneavoastră în grădină. Este, în grădină. este o parte foarte proastă a acestei probleme, dar trebuie să fim pregătiți și să știm cum arată inamicul nostru, cum se manifestă această boală. Încă din primăvară această boală deja apare la aceste culturi, care sunt acele condiții optime. Condițiile optime sunt temperatura plus 14, plus 24 de grade și cu siguranță umiditatea excesivă. Dacă plouă abundent, dacă exagerați cu udările sau dacă ați plantat ceapă, usturoiul sau prazul foarte apropiat, nu ați respectat distanța dintre plante și dintre rânduri și plus avem temperaturi scăzute în această perioadă și cu siguranță dacă plouă sau dacă udăm normal, nu este nevoie să udăm abundent sau să plouă abundent ca umiditatea să se păstreze o perioadă mai lungă și atunci plantele fiind foarte înghesuite, acolo se creează, se păstrează și mai multă umiditate și acolo bolile se simt cel mai bine. Iată, acestea sunt condițiile perfecte pentru dezvoltarea acestei boli. Cum se manifestă aceasta? În inițial, primăvară, pe frunzele cepei sau usturoiului sau aprazului apar niște pete circulare de culoare alb-gălbuie. Mai târziu, cam peste o lună, primăvară spre vară, aceste pete deja capătă o culoare mai aprinsă și aici vorbim de o culoare cărmizie, portocalie spre brun, așa, și pe urmă, mai târziu, aceste, acestea apar sub forma de praf, care se pot observa foarte ușor și ca rezultat planta începe să se usuce. Atacul acestei bol începe de jos în sus, iar uscarea plantei din cauza acestei boli începe de sus în jos. Și ca rezultat, mulți grădinari care nu au fost atenți sau n-au observat această boală, mai ales dacă nu s-a păstrat distanța dintre plante, atunci ei consideră că a venit momentul să deja să culeagă recolta și observă că bulbe sunt de mărime foarte mică. Și în cazul acesta trebuie să știți că a fost, boala a fost de vină. Cum ne protejăm culturile împotriva acestei boli? 1. Rotația culturilor. De fiecare dată când vorbim despre o boală, care este mai ales acele boli care sunt specifice anumitor specii sau anumitor familii, atunci trebuie să știm că prima, primul lucru care ne poate ajuta este rotația culturilor. Mai țineți minte că am vorbit și despre hernia la varză și în cazul acesta varză revine odată la 5 ani pe același loc. La fel, același lucru se întâmplă și cu ceapa, usturoiul și prazul. Aceste culturi Ideal ar fi să revină pe același loc abia după 4 ani. Pe urmă, o altă regulă: nu plantăm ceapă lângă usturoi, lângă praz. Prazul este cel mai periculos în acest sens pentru că acesta poate păstra sporii acestei boli de anul trecut. El crește în continuare la noi în grădină pe timp de iarnă, el suportă frigul, el are acești spori de această boală și pe urmă când crește ceapa, usturoiul proaspăt, tânăr, da? acești spori se răspândesc și se mută de la praz la aceste culturi. Și dacă toate aceste trei culturi sunt plantate una lângă alta, atunci este clar că toate culturile se vor îmbolnăvi. Așa că regula numărul 2, culturile care fac parte din aceeași familie se plantează separat. Nu se plantează una lângă alta sau pe aceeași parcelă sau foarte, foarte apropiat. Vă faceți cumva, vă, trebuie să vă faceți o planificare foarte bună a grădinii, a grădinii, mai ales dacă aveți grădini mici și nu aveți încotro. Trebuie cumva să le despărțiți aceste culturi, mai ales, iată, ați văzut că este destul de periculoasă și această boală. Mai departe, o altă... Măsură de protecție este să nu folosim azotul în exces, acolo unde plantăm ceapă, usturoi sau prazul. Pentru că în cazul acesta, ce se întâmplă cu plantele, în general, cu plantele atunci când acestea primesc prea mult azot? Planta începe să crească exagerat de repede da? și dacă avem ceapă, usturoi, îl putem observa că a dat, au dat frunzele foarte repede și au crescut foarte mari într-un timp destul de scurt. Iată, acesta este efectul acțiunii azotului, și în cazul acesta, da, într-adevăr, masa verde va crește foarte repede, însă, din această cauză, țesuturile frunzelor nu se vor forma, nu vor avea timp să se formeze complet, și atunci aceste frunze vor fi foarte crude. Foarte fragile și vor fi vulnerabile în fața bolilor. Și astfel de plante, astfel de frunze, sunt mai ușor de atacat de patogeni, pentru că ele, au, ele sunt foarte subțiri. Dacă ați urmărit toate episoadele din acele cursuri pentru grădinari și agronomi despre microorganisme, simplu, acolo de asemenea se explică cum se efectuează atacul patogenilor, da? atunci când patogenii atacă o plantă. Și dacă nu ați văzut, puteți să vă uitați mai târziu, acolo se explică foarte frumos despre acest fenomen, cum se întâmplă acest atac. Și de aceea nu folosim azot în exces. În general, acele terenuri unde urmează să cultivăm ceapă sau usturoi, nu folosim azot, mai bine folosim cenușa, așa cum am vorbit, și este încă o măsură de protecție, folosim potasiu. Și așa cum am vorbit și data trecută, când s-a vorbit despre folosirea cenușii, iată am spus că ceapa și usturoiul, dar și varza, iubesc, adoră cenușa. Deci cenușa trebuie folosită atunci când cultivăm ceapă, usturoi sau praz. Și iată că, dragi prieteni, aceste măsuri sunt doar sunt foarte ușor de efectuat, aceste măsuri sunt foarte ușor de respectat, da? adică să respectăm aceste reguli și în cazul acesta nu, culturile noastre de ceapă, postură și praz nu vor fi expuse la această boală, dar dacă deja s-a întâmplat ca să se îmbolnăvească usturoiul sau ceapă, ce facem noi? Cu siguranță trebuie să intervenim cât mai rapid cu tratamente antifungice. Aici vorbim despre fungicide și, iarăși, dacă doriți să folosiți tratamente chimice, este alegerea dumneavoastră. Eu nu vă pot opri sau nu vă pot interzice, însă să vă gândiți foarte bine, pentru că atunci când vorbim despre ceapă, usturoi sau alte plante de la care se consumă planta integrală, da? consumăm și partea supraterană și partea subterană, da? Și atunci dacă folosiți tratamente chimice, trebuie să fiți foarte atenți la acel termen de așteptare și să nu consumați acele legume pe care le-ați stropit și nu ați respectat acel termen. Este foarte important, mai ales la astfel de culturi care cresc repede și se consumă destul de des și nu știu dacă veți fi dispuși să așteptați atâtea zile până să le consumați. De aceea, dacă doriți puteți să folosiți biopreparate pe bază de microorganisme. Căutați acele biopreparate care sunt pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de Trichoderma. Aceste două prietene ale grădinarilor, da, sunt foarte bune. Ele luptă foarte bine cu astfel de ciuperci patogene. Și cu siguranță vă vor ajuta, însă astfel de, de tratamente trebuie folosite odată la 10-14 zile, atunci când plantele sunt uh, sănătoase, dar dacă boala deja s-a instalat, atunci se efectuează um, aceste tratamente se efectuează de 3-4 ori, până când boala va trece, dar la un interval de 4-5 zile, pentru că în cazul acesta trebuie să acționăm mai puternic, cu, uh, cu o putere mai mare, și tocmai de aceea efectuăm 3-4 tratamente, odată la 4-5 zile, până când vom observa că boala a trecut. Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos, sper că v-am răspuns la toate întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră și cu siguranță vă doresc ca toate plantele dumneavoastră să fie sănătoase. Aveți grijă de ele, nu uitați să efectuați tratamente preventive, cu siguranță acele tratamente biologice sunt cele mai bune și sigure pentru noi și pentru mediul înconjurător. Eu vă aștept ca de obicei în comentarii, nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările, nu uitați să lăsați un like dacă acest material vi se pare util și interesant. Eu vă doresc sănătate spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!